Vă spun bun venit tuturor. Vă spunem bun venit pentru că noi ne dorim ca din acest tragic eveniment să culegem un rod bogat. Dorim să facem cu folos ceea ce este o tragedie inimaginabilă, cum nimeni nu s-ar fi putut gândi că se poate întâmpla. Trebuie să facem să fie un rost, pentru că altfel Mario a plecat prea devreme degeaba. El a plecat devreme. Nici 17 ani, am înțeles că sâmbătă face 17 ani. Nici 17 ani sau 17 ani fără două zile. Și s-a întâmplat lucrul acesta, zic eu, cu un scop. S-a întâmplat pentru noi, pentru că Mario nu mai simte, nu mai vede, nu mai aude ce așteaptă în adormire, ceea ce Biblia pe care o am aici înaintea mea și o vedeți, Biblia ne spune că se va întâmpla, anume ne vom prezenta cu toții înaintea lui Dumnezeu ziua aceea judecății. Trebuie să facem să fie cu folos tot ceea ce s-a întâmplat. Așa cum Dumnezeu are acest, n-aș putea să-i spun dar o caracteristică, Dumnezeu poate să facă din orice, să facă un lucru bun și cu sens. Și asta trebuie să facem noi oamenii. Mi-am intitulat mesajul din ziua aceasta. Am stat azi noapte târziu, am stat astăzi dimineață de vreme, am deschis scripturile și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dă-mi un mesaj pentru oamenii aceștia. Ce nu poate înghiți pământul care va fi pus peste coșciugul lui Mario? Ce nu poate înghiți pământul? În primul și în primul rând, pământul nu poate înghiți sufletul lui Mario. Să știți că Mario trăiește și va trăi în numele lui Iisus Hristos. Amin? Trăiește și va trăi. Acolo este o carcasă, este o coajă de nucă. Să știți că și în natură Dumnezeu ne dă o pildă. Când bagi o nucă în pământ, când bagi o ghindă în pământ, să știți că nu înflorește carcasa ghindei, coaja nucii. Nu aia înflorește sau înmugurește, ci ceea ce este în interior, miezul. Așa este și cu noi oamenii. Dumnezeu ne-a dat o carcasă. Asta e o carcasă care vedeți că din zi în zi se degradează tot mai mult. Și cu toate că am 38 de ani și mă consider tânăr, iată că albesc, cearcănele este tot mai evident, dinții încep să mă părăsească, trupul începe să scârțâie. Cu toate că am o carcasă, vă spun un lucru. Nu ăsta este veșnic, nu trupul ăsta, nu eu pe care îl vedeți. Este ceva în interiorul meu care este veșnic. Uite acolo la o bătrânică care a spus că mă urmărește pe internet, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mă uit la trupul ei, stă într-un baston. Vreau să vă spun un lucru. Nu trupul acesta este veșnic, pentru că ăsta este cuprins de moarte. Noi oricum ne ducem. Mă uitam ieri la coșciugul lui Mario, eram acolo în casă și cu greu îmi stăpâneam lacrimile și se încurajau oamenii, se încurajau tinerii, am văzut tinerii aceștia îmbrăcați în tricouri cu chipul lui Mario, îi vedeam aseară cum se încurajau și spuneau unul altuia, nu mai fiți triști, nu mai plângeți pentru că și noi ne vom duce după Mario. Și erau tineri și spuneau, și noi ne ducem, ne vom întâlni cu Mario, nu mai fiți triști, mai devreme sau mai târziu ne vom duce și noi. Și mă uitam la ei. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că Dumnezeu ne-a făcut veșnici. Pământul de peste Mario, care va fi pus peste Mario, nu va putea să-l îngroape pe Mario. Îngroapă o carcasă, îngroapă o coajă de nucă. Dumneavoastră n-ați folosit niciodată în prăjituri cojile de nuci, nu-i așa? Astea trebuie să, la un moment dat, trebuie să se desprindă și să fie puse într-un loc care nu mai are utilitate. Ceea ce este veșnic în noi este în interiorul nostru și este sufletul nostru.
De aceea diavolul este parșiv și este șiret. Vrea să ne facă să uităm. Vrea să ne facă să uităm că suntem veșnici și că vom sta înaintea lui Dumnezeu într-o zi la judecată. Vrea să credem că ăsta este totul, că acum este toată viața. De-aia diavolul parșiv și ne spune, cum auzim de multe ori, carpe diem, trăiește-ți clipa, trăiește viața, fă toate lucrurile fără frâu. Și ne minte diavolul. Am observat un lucru, că diavolul este foarte perseverent și dă totul pentru oameni până în ultima clipă. Vrea să-l țină pe cel beat până în ultima clipă în șanț, vrea să-l țină pe cel care este acaparat de păcat până în ultima clipă în păcat acolo, pentru că diavolul știe un lucru pe care noi îl uităm adesea din păcate. Că avem un suflet care se va prezenta înaintea lui Dumnezeu. Spune clar aici cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 8:5, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Psalmul 8:5 ne spune aici psalmistul, Dumnezeu l-a făcut pe om cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru. Ce-mi spune asta? Oare carcasa asta este cu puțin mai prejos decât Dumnezeu? Sau ce este în interiorul ei este sfânt și mai puțin prejos? Repet, când mă uit la cei bătrâni, nu pot spune, Doamne, mă uit la bunica mea. Îmi aduc aminte când a murit bunica din partea soției mele. Spunea tatăl ei, pardon, fiul ei, socrul meu, spunea că atunci când a plecat, a stat pe marginea patului, s-a tras de deget, parcă voia să se țină de ceva și și-a dat duhul. Și era gârbovită, era plecată spre... Mai era un ghem de pământ, mai era. Un ghem de pământ mai era femeia aceasta. Nu carcasa aia neputincioasă este cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Nu omul ăsta pieritor, nu omul ăsta bolnav, nu omul ăsta care moare și care intră în pământ, e mai puțin prejos de Dumnezeu, ci ceea ce este în interiorul nostru și e veșnic, e cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Vreau să înțelegi că ești foarte valoros. Vreau să înțelegi că ești foarte prețios. Vreau să înțelegi un lucru pe care poate nu l-ai luat în considerare și nu l-ai gândit până acum. Vreau să înțelegi că ești veșnic, tu nu mori. Încă o dată o spun. Noi nu murim. Noi încheiem o etapă. Mario a încheiat o etapă. E trist că a încheiat-o prea devreme. A încheiat-o la 17 ani fără 2 zile. E trist că a încheiat-o mai devreme decât bunica de poate 80 de ani sau 70 de ani. E trist că a încheiat-o mai devreme decât tatălui. E trist că a încheiat etapa asta mai devreme decât mama lui. Este trist că a încheiat-o acum. Dar vreau să vă spun un lucru. N-a murit. Noi nu murim. Apostolul Pavel nu vorbește aproape niciodată despre moarte, ci vorbește despre trecere. Zice, corpul acesta, cortul, el folosește acest termen, cortul acesta trece, dar voi intra în stăpânirea lui Dumnezeu în veșnicie. Să nu mai crezi niciodată de acum încolo, uitându-te în oglindă, că ăsta este totul. Este o carcasă și vreau să vă spun un lucru. Pe măsură ce îmbătrâniți, veți realiza tot mai mult lucrul ăsta. De ce sunt bătrânii mai înțelepți de obicei? Pentru că ei realizează tot mai mult că trupul ăsta nu este totul. Când suntem tineri, credem că putem să facem totul. Când suntem tineri, avem impresia că asta este veșnicia, că pământul este veșnicia, că lucrurile pământului sunt veșnicia. Uităm de Dumnezeu, uităm de biserică, uităm de scripturi, uităm de rugăciune, uităm de pocăință, uităm de toate, pentru că ne insuflă cineva, bă, tu ești veșnic, tu nu mori niciodată. Mario a plecat mai devreme să ne demonstreze că nu aici e veșnicia. Nu aici este veșnicia. Vei pleca și tu, mai devreme sau mai târziu. Și mă gândeam, Doamne, ce se întâmplă? De ce a trebuit să plece Mario? Mă gândeam. Eu am băiat de 17 ani, e aici, Dumnezeu să-l binecuvinteze. N-a făcut încă 16 ani. O să facă și el 17 ani cu ajutorul lui Dumnezeu și am trecut pe la liceu să-l aduc neapărat aici, să fie la această slujbă. Am trecut neapărat.
Am trecut pe la liceu, chiar dacă mi-a luat cu 50 de minute în plus, am trecut pe la liceu, l-am învoit de la ultimile ore și l-am adus aici ca să fie aici și să audă aceste cuvinte și să vadă lucrurile acestea. Pentru că Biblia îmi spune așa, în casa de jale, du-te în casa de jale, căci acolo este înțelepciunea. Căci prin întristarea feței, inima se face cum? Cum se face? Mai bună. Mai bună. Suntem răi, oameni buni. Trebuie să recunoașteți că suntem răi. Trebuie să recunoașteți faptul că răutatea noastră a oamenilor a dus la tragedia asta. Trebuie să recunoaștem asta. Suntem răi. Și nu doar ăia care au provocat asta. Nu doar ăia. Avem tendința asta să arătăm cu degetul și să zicem, ăia sunt răi. Uită-te la tine, uită-te la mine. Hai să vedem în dreptul nostru că suntem în stare cam toți de aici să facem rău. Suntem în stare cam toți de aici să ne luăm la bătaie. Uitați-vă că nu treci bine de intersecția asta și îți sare unul în față și vrei să ieși din mașină, să-i rup capul, să dai în el ca un animal cu sălbăticie. Suntem răi și dacă Mario trebuie să ne învețe ceva astăzi, este că noi oamenii trebuie să fim buni. Repet încă o dată, faptele tale pot produce tragedia asta. Și așa este. Faptele tale pot produce. Toate lucrurile rele pe care le facem produc tragedii, mai devreme sau mai târziu. Dacă Mario a trecut un prag și o etapă a vieții lui și a trecut-o devreme, eu cred că aici i-am făcut un cadou lui Mario, dar i-am spus lui Răzvan să-l păstreze pentru ei acasă. Pentru că am considerat că versetul care se potrivește acestui eveniment, mulțumesc foarte mult, versetul care se potrivește acestui eveniment este următorul. Ceea ce face farmecul unui om este ce? Spuneți-mi voi. Este banul lui, este șmecheria lui, este haina, țoala de peste el, este poziția lui. Ceea ce face farmecul unui om este puterea lui. Vă spun un lucru, Biblia spune așa, ceea ce face farmecul unui om este, cine știe, zice tare, bunătatea lui. I-am făcut cadou lui Răzvan și Ninei acest verset. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Mario ne spune de aici, din poza aceasta, și ne grăiește tuturor, fiți buni. Pentru că din cauza răutății noastre a murit un copil. Încă o dată o spun, din cauza răutății noastre. Pentru că copiii noștri la rândul nostru sunt capabili să facă tragediile astea. Noi la rândul nostru suntem capabili să facem tragediile astea. Noi la rândul nostru suntem capabili să omorâm. Noi la rândul nostru suntem capabili să-i călcăm pe alții pe cap. Noi la rândul nostru nu mai știm să iertăm, nu mai știm să iubim, nu mai știm să ne dăm mâna om cu om. Nu ne mai vorbim vecinul de la 3 cu vecinul de la 4. Ne omorâm pentru un loc de parcare. Asta am ajuns. Și trebuie să ne pocăim de răutatea asta. Pentru că astăzi înmormântăm un copil de 17 ani. Mâine putem să înmormântăm altul. Poi mâine poate să fie al tău. Poi mâine poate să fie al tău. Poi mâine poate să fie mama ta. Poi mâine poate să fie soția ta. A murit aici, nu departe de voi și știți tragedia. Unul care s-a îmbătat și a urcat la volan și a omorât o femeie care avea un tort. Aici, în zona Popeștiului, s-a întâmplat. A omorât o femeie cu tortul în mână. S-a dat la știri. A omorât o femeie cu tortul în mână. De ce? Pentru că suntem răi. Și prin faptul că bem și ne îmbătăm, suntem răi. Prin faptul că facem blestemățiile lumii. Prin faptul că noi ne drogăm, suntem răi. Prin faptul că noi suntem bătăuși, suntem răi. Prin faptul că noi suntem în stare să ne călcăm unii peste alții, suntem răi. Încă o dată o spun. Hai să facem cu folos momentul ăsta. Că altfel am avut o înmormântare, ne-am dus la casele noastre și încă o dată o spun. Mâine poate să moară altul. Din vina ta și din vina mea. Hai să învățăm bunătatea, hai să învățăm iubirea, hai să învățăm blândețea. Auzeam pe aici, vorbea Răzvan cu Samir, Samir cu Răzvan, vorbeau frații între ei, vorbeam noi între noi și spuneam, haide să învățăm să iubim, hai să învățăm să iertăm. Biblia spune, răzbunarea este a cui? A cui? Cine știe Biblia? A cui e răzbunarea? A Domnului e răzbunarea. Mario, dacă va trebui să fie răzbunat, va fi răzbunat de Dumnezeu. Fiecare va plăti pentru ce a făcut în viață. E adevărat sau nu?
Fiecare va plăti pentru faptele lui. Dar haideți să fim buni. Pentru că lucrurile astea nu trebuiau să se întâmple. Într-o societate creștinească și creștină. Nu trebuiau să se întâmple. Ne facem rău și ne facem cu mâinile noastre, din păcate. Ce nu poate înghiți pământul care va fi așezat peste Mario, ăia 2 metri cub sau 3 metri cub de pământ care vor fi așezați peste mormântul lui Mario, nu poate înghiți învierea. Am spus că mormântul nu poate înghiți sufletul, da? Nu poate înghiți sufletul. Dar sufletul ăla va veni un moment în care se va ridica la Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici atât de puternic. În 1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Oameni buni, vreau să fiu foarte sincer și știu că Răzvan de aceea m-a chemat aici ca să predic la această încheiere. N-aș vrea să pomenesc cuvântul acela. Această încheiere a unei etape din viața lui Mario. Prima etapă din viață la urma urmei. Răzvan m-a chemat aici pentru că știe că sunt sincer și spun lucrurilor pe nume și vreau să vă spun un lucru. Eu cred din toată inima că rugăciunile bunicii, Salina, cum spunem noi, au fost ascultate de Dumnezeu. Eu cred că rugăciunile părinților, din momentul în care au aflat de această tragedie și cât timp Mario a fost în spital, au fost ascultate de Dumnezeu. Eu cred că rugăciunile fraților, surorilor, ale noastre, pentru că noi, ca Biserica Profides, Biserica lui Hristos de pretutindeni, toate celelalte biserici, n-am încetat să ne rugăm pentru Mario și n-am încetat să sperăm până în ultima clipă pentru Mario. Am sperat până în ultima clipă și ne-am rugat până în ultima clipă, dar eu cred din toată inima că Dumnezeu nu ne-a făcut de ocară. Amin? Eu cred din toată inima că Dumnezeu nu ne-a făcut de ocară. Eu știu cât de puternice sunt rugăciunile unei mame, știu cât de puternice sunt rugăciunile unei bunici. Vreau să vă spun un lucru. Rugăciunile unei mame scoate sufletul din iad și nu mă refer după ce a murit, că după ce a murit omul nu mai poți să faci nimic pentru el. Dar îmi aduc aminte că mama s-a rugat pentru fratele meu Cristi. Noi suntem 6 frați, 3 băieți și 3 fete. Și Cristi a luat-o pe o cale cu totul și cu totul greșită și mama s-a rugat pentru el. La 1 noaptea, la 2 noaptea o găseam pe mama pe genunchi. Când ne duceam să bem apă sau ne duceam la toaletă, ne împiedicam o căsuță mică, 6 copii, 2 părinți, era căsuța mică, 60 de metri pătrați, camerele mici, înghesuite, de multe ori ne loveam când dormeam în toate paturile, în sufragerie, în dormitoare, peste tot aveam paturi și ne trezeam noaptea de multe ori și ne împiedicam de cineva. Era mama care era pe genunchi și se ruga pentru Cristi. Se ruga pentru el și plângea acolo și uda covorul cu lacrimi. Și eu cred din toată inima că rugăciunile unui om care plânge pentru alt suflet sunt ascultate. Sunt ascultate. Am primit un mesaj într-o zi de la cineva și cineva îmi zice: Tony, te văd rugându-te pentru un suflet și Dumnezeu îți va da biruință. Te văd rugându-te cu foc pentru un suflet. Era în perioada asta. Dumnezeu va da biruință rugăciunilor voastre. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit acest moment în care l-am plâns pe Mario într-un spital ca să facă o lucrare. Să facă o lucrare în noi și să facă o lucrare în el. El era acolo, era în trup, era acolo. Și Dumnezeu poate să facă o lucrare și cu tine. Aș vrea să îți promiți și să-i promiți lui Dumnezeu în ziua aceasta că nu vei face ca trecerea dincolo a lui Mario să fie degeaba. Să înveți ceva din toate astea. Ai fost prieten cu el, ai fost prietenă cu el, ați fost rudele lui și Dumnezeu
Eu am auzit la o înmormântare o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult. Erau niște oi obraznice, erau niște oi rebele și poate tu ești oaia aceea rebelă față de Dumnezeu. Și la un moment dat, păstorul, ca să aducă toate oile în staul, a luat un mielușel, o oiță a început să strige după mielușel, toate oile au început să urmărească oaia mamă și cu toții au intrat în staul după mielușel. Dumnezeu astăzi ne-a luat un mielușel. Dumnezeu astăzi ne-a luat un mielușel. Mario e un mielușel. Uitați-vă la el. Are un chip de copil. N-a apucat să se maturizeze. Uitați-vă la el. Nici bine nu i-a dat barba. Mario este un mielușel pe care Dumnezeu l-a luat ca să intrăm după el în staul. Eu cred asta. Eu cred asta. Nimeni nu vrea în staulul diavolului. Nimeni nu vrea în iad. Noi românii avem așa o direcție, parcă toată lumea merge doar spre rai. Indiferent ce ar face. Indiferent cum îți trăiești viața, că o trăiești în destrăbălare, că o trăiești în lucrurile diavolești, toată lumea merge în rai. Nu e așa, oameni buni. Nu e așa. Și Mario este dovada că nu este așa. Pentru că Dumnezeu ne cutremură. Dumnezeu ne cutremură în fața morții. Ne cutremurăm cu toții. În fața morții nimeni nu poate să stea implacabil. Nimeni nu poate să stea să zică pe mine nu mă impresionează moartea. Am văzut uriași aici, oameni mari, 150 de chile spre 200 de chile, giganți, uriași, care plângeau ca niște copii, pentru că în fața morții nimeni nu poate să stea fără să nu se cutremure. Dumnezeu ne-a luat un mielușel ca să-L urmăm și să spunem, da, Doamne, am înțeles că oricât de tare și mare mă cred, va veni o zi în care ca și Mario voi sta înaintea Ta. Peste pământul care, sau pământul care va acoperi trupul lui Mario, nu va acoperi faptele, oameni buni, faptele care ne urmează. Și asta o spun pentru voi. Asta o spun pentru voi și o spun pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar aici, pământul, da, nu poate înghiți, mulțumesc, pământul nu poate înghiți faptele noastre, da? Nu poate înghiți faptele noastre. Evrei 9:27. Și asta este Biblia, da? Am o Biblie mare aici de 2 kg. Spune, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine ce? Spune tare, vine judecata. Puteți să spuneți împreună cu mine? Vine judecata. Oamenilor le este rânduit, atenție, să moară o singură dată și apoi vine judecata. Câți de aici sunteți creștini? Mâna sus creștini, indiferent, ortodoxi, catolici, penticostali, baptiști, independenți. Toți cu ajutorul lui Dumnezeu. Toți. Într-un avion care se prăbușește, spunea cineva, nu pot exista atei. Acolo toată lumea se roagă, toată lumea își face cruce. Cu mine era să cadă un avion, nu s-a deschis trenul de aterizare și am crezut că ne prăbușim undeva pe un câmp pe lângă București. Nu s-au deschis, n-au ieșit flapsurile și am crezut că murim. Gabriela mă strângea de mână. Ce am făcut atunci? Aveam Biblia în poală. Am început să citesc cu voce tare Psalmul 23. Mă auzeau oamenii din jur, se rugau, au început să se roage împreună cu mine. Ne rugam cu toții și am crezut că murim. Și vă spun un lucru. Nu există atei în fața morții. Nu există atei. Nu există oameni care nu cred în Dumnezeu în fața morții. Oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată, să moară o singură dată și după aia vine judecata. Și ăsta e adevărul creștinesc pe care vreau să-l parafăm foarte bine. Nu ne reîncarnăm. A început să circule pe la români, pe la creștinii de români, ideea că ne reîncarnăm. Cineva spune, gata, mi-am aflat vindecarea. Cum? Cineva mă va hipnotiza și o să mă facă să vorbesc cu toate reîncarnările mele din trecut, să-mi rezolv conflictele. Asta e o nebunie diavolească. Noi trăim o singură dată, murim o singură dată și avem parte de o singură judecată. Nimeni nu se reîncarnează, nimeni nu se întoarce în viața asta, sub nicio formă.
Ăsta e adevărul creștinesc care trebuie parafat astăzi înaintea dumneavoastră. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu, atât de puternic. Iată, Iisus Hristos ne spune în Matei 12 cu 36 și 37, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus că vom fi judecați după cuvinte, dar aminte după fapte, dar aminte după fapte. Câți de aici ați vrea să fiți iertați de Iisus Hristos pentru toate păcatele voastre? Mâna sus! Mâna sus! De fapt, aș vrea să pun o altă întrebare, care ar fi trebuit să fie prima. Câți de aici aveți păcate? Mâna sus, câți aveți păcate? Aș vrea să mai pun o întrebare. E cineva care n-are păcate? Mâna sus! Care n-are păcate? Care n-are? Că românul, știți de ce vă întreb? Că românul zice, n-am dat în cap nimănui. N-am furat nevasta altuia. A, eu n-am făcut lucruri de-astea să dau în cap să fur nevasta altuia. Oameni buni, Iisus Hristos îmi spune așa. Știți ce continuă aici în predica de pe munte și zice? Dacă l-ai făcut pe fratele tău prostule sau nebunule, vei avea parte de iad. Spune Biblia. Iisus Hristos a spus-o. Deci nu vă mai uitați voi la cuvinte grosolane. La păcate grosolane. Iisus zice că vom fi judecați după fiecare cuvânt. Și ți-am dovedit că ai păcate. Și am păcate. Vreți să fim iertați de ele? Amin. Oameni buni, aici, înaintea acestei poze, înaintea acestui copil, care nu mai este printre noi, aici, el nu ne mai aude. El nu ne mai vede. Dar ne vede Iisus Hristos și ne aude Iisus Hristos. În acest ceas tragic, în acest moment tragic, aș vrea să facem o promisiune lui Hristos, să-i facem o promisiune lui Hristos și să-i spunem, Doamne, promit că prin puterea Ta voi fi un om bun. Numai bun. Numai bun. Voi fi un om bun. Promit aici, la acest moment tragic, că Te voi lăsa să-mi transform viața, să-mi schimb viața. Dacă am fost un bătăuș, nu mai vreau asta. Amin? Și de ce? Pentru că tu poți să fii criminalul de mâine. Ești șmecher. Ești tare. Ești puternic. Crezi că poți să dai un pumn. Gândește-te că pumnul pe care îl poți da mâine poate să distrugă viața unui copil pe care alții îl vor plânge cum îl plângi tu acum pe Mario. Auziți? Gândește-te că faptele rele pe care le-ai făcut până acum pot produce o tragedie din aceasta. Mario a trecut în neființă cu un scop și vreau să facem util acest moment pentru viețile noastre. Noi nu suntem aici pentru Mario, pentru că pentru Mario nu se mai poate face nimic. Suntem aici și Răzvan mi-a zis, Tony, vreau să le vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că singurul care va beneficia după acest moment poți să fii tu. Soția mea plângea ieri. M-a sunat Răzvan, eram în drum spre București, ne întorceam de la Brașov și a început să povestească Răzvan că i-a făcut aici cu ecrane, cu PlayStation-uri, cu lumini, cu holograme pe cer, cu boxe puternice, a făcut grătar și deodată începe soția mea să plângă, era la volan, era în stânga, eu eram în dreapta și a început soția mea să plângă și a început să plângă și nu mai putea să conducă și se cutremura la volan. Și plângea și am pus mâna pe ea. Răzvan a început și el să plângă, că a auzit-o pe Gabriela plângând. Am început și eu să plâng. Plângeam toți trei acolo. Și m-au înfiorat niște cuvinte. Și Gabriela plângea și spunea, în loc să-i facă nuntă, a dat banii pentru înmormântare. Și a cumpărat, a închiriat PlayStation-uri acolo să... Dar vreau să spun un lucru. Am făcut grătare. Ieri am mâncat grătar. De el am beneficiat eu, noi, nu Mario. De PlayStation-urile alea s-au bucurat copiii. De luminile alea de pe cer s-au bucurat copiii și noi. Dar vreau să-ți spun un lucru. De pocăință vreau să beneficiem cu toții. Amin? Amin. Dacă după înmormântarea asta ai rămas cu un grătar, cu un PlayStation, ai rămas cu, wow, ce frumos a fost, bă, ce a făcut aici Răzvan. A cheltuit 10.000 de euro pentru înmormântarea asta. 10.000 de euro.
Și nu glumesc, 10.000 de euro. A cheltuit o avere pentru unii pentru înmormântarea asta. De ce? De ce? Încă o dată îți spun, încă o dată îți spun și vreau să fie foarte clar că asta ne spune Biblia. Mario n-a simțit nimic pentru ele, pentru că Mario este acolo. Astea le-am făcut pentru noi. Pentru mângâierea noastră, pentru mângâierea familiei, pentru mângâierea prietenilor, pentru mângâierea părinților, pentru mângâierea tuturor de aici, le-am făcut pentru noi. Dar nu vreau să rămânem cu un grătar și cu niște lumini pe cer, ci vreau să rămânem cu o decizie fermă că îl vom urma pe Hristos, că vom fi creștini autentici, că ne vom pocăi de păcatele noastre și mâine nu vom mai produce tragedii astea. Sunt copii aici. Oameni buni, ascultați-mă un pic. Niște copii au produs tragedia asta. E adevărat asta sau nu? Nu adulți. Niște copii au produs tragedia asta. Cum ne creștem copiii și cum creșteți voi, măi copii, fete și băieți? La mine în cartier a venit unul și a scos pistolul, s-au certat de la prostii într-un magazin și a scos pistolul și a împușcat-o pe o tânără în ochi, slavă Domnului că n-a murit. La mine în militar, unde am locuit 11 ani, la coadă, la pâine, la alimentară, am pușcat-o în ochi. Femeia nu mai vede, a orbit, avea 23 de ani atunci când s-a întâmplat. Și tot așa, un puștan, un copilandru, ne crește în copii în ură. Ne creștem copiii fără Dumnezeu, ne creștem copiii fără Biblie, ne creștem copiii fără Scripturi. Încă o dată o spun, copiii au produs tragedia asta. Și trebuie să schimbăm ceva la ei. Trebuie să schimbăm ceva la noi. Voi copiilor care sunteți aici, trebuie să învățați, uite Biblia asta, dau telefoanele la o parte de pe ea, Biblia asta, dacă vă lipsește Biblia asta de acasă, nu veți putea să vă schimbați și să vă transformați. Dacă vă lipsește rugăciunea, nu veți putea să faceți nimic. Voi veți produce la rândul vostru tragedii, lacrimi și durere. Trebuie să ne schimbăm, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la crucea aia pe care o faci. Îmi spune cineva, o, Toni, credea că-ți vreun sectant sau cine știe ce. O, Toni, ți-ai făcut cruce, aperi Sfânta Cruce. Și am spus, n-am nimic cu Sfânta Cruce. Îmi fac cruce de câte ori vreți voi și știu să-mi o fac bine. N-am nimic cu Sfânta Cruce. Nici făcută cu degetele, nici făcute cu limba, nici făcute cu piciorul, nici făcute cu mir. N-am nimic cu crucea. Dar am ceva cu cei care își fac cruce și n-o trăiesc. Am ceva cu cei care își fac Sfânta Cruce cu țigara între degete. Eram cu un taximetrist, mă ducea nu știu unde și a trecut pe lângă o biserică și și-a făcut cruce cu țigara între degete. Și am zis, nu ți-e rușine? De ce mă? Să mă ia la bătaie. Și am zis, păi cum îți permiți tu să faci cruce cu țigara între degete? Păi ce are, mă? Și jumătate de oră mi-a vorbit de femeile pe care le racola cu taxiul și își bătea joc de ele mai târziu. Păi ce are, mă? N-am nimic cu crucea. N-am nimic cu Sfânta Cruce. Dar am ceva cu cei care își fac cruce, își tatuează cruci și nu le trăiesc. Iisus Hristos ne spune cuvântul lui prin Apostolul Pavel în Galateni 6:14. Cât despre mine nu vreau să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Iisus Hristos, prin care lumea cu păcatul ei a fost omorâtă față de mine și eu față de lume. Vrei să iei o decizie în dimineața asta sau la prânzul acestei zile? Indiferent ce, nu te chem la o sectă, nu te chem la o religie, nu te chem la altceva decât la Hristos. Vrei să înțelegi că te chem la Hristos? Tinerilor, copiilor, ascultați-mă bine. L-ați plâns pe Mario și v-ați făcut tricouri. Dacă nu vă schimbați, ați făcut tricourile astea degeaba. Dacă nu luați o decizie pentru viețile voastre, tricourile astea vor fi o amintire care vă va condamna. Pentru că copilul ăsta a murit din cauza răutății noastre, din cauza urii noastre, din cauza păcatelor noastre, din cauza faptului că lumea a devenit rea. Și nu mai au loc copiii în lumea asta. Se întâmplă tragedii care nu sunt normale. Dacă v-ați făcut un tricou și atât, n-ați învățat nimic de la ziua asta. Învățați ceva, schimbați-vă și fiți buni. Iubiți și iertați. Băgați mâna în buzunar când vă vine să dați cu pumnul. Mușcați-vă limba când vă vine să vă întărătați unii pe alții. Luați-vă în brațe. Petreceți creștinește. Nu vă mai plimbați dintr-o relație în alta. Nu vă mai bateți joc de inimile băieților, și voi băieților nu vă mai bateți joc de inimile fetelor.
Această înmormântare este o zi pentru voi. Pentru voi. Dumnezeu a luat un mielușel mai devreme și v-am spus asta. Mă apropii de încheiere. Mă apropii de încheiere. Aș vrea să... Știți care este problema și tragedia la înmormântări? Că parcă n-ai vrea să închei niciodată. Dar avem o speranță. Avem o speranță. Apostolul Pavel spunea că noi nu suntem dintre aceia care n-au speranță și n-au nădejde. Frățiorii lui Mario, care au rămas, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Să știți că trebuie să rămâneți ca o mângâiere pentru părinții voștri. Amin? Amin. Și trebuie să promiteți că Mario n-a plecat mai devreme degeaba. Amin? Amin. Trebuie să promiteți că în fiecare zi vă veți ruga lui Dumnezeu și veți spune: Doamne, eu vreau să fiu un copil bun, un om bun, și că voi face cu folos. Mario nu o să vă mai audă, dar vă puteți uita spre cerul și să spuneți așa, pur și simplu. Pur și simplu. Mario, îți promit că n-ai plecat degeaba și că atunci când ne vom întâlni în veșnicii, vei fi fericit cu ceea ce sunt în Hristos și în Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să facem un gest. Aș vrea să-i chemăm pe părinți și pe băieți. Haideți aici, vă rog frumos. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Vreți să ne rugăm pentru ei, da sau nu? Da. Pentru că asta nu e o înmormântare obișnuită, în care copiii își înmormântează părinții, nepoții își înmormântează bunicii. Asta este, repet, ceva tragic din care trebuie să învățăm cu toții. Și oamenii ăștia au nevoie de putere. Și voi, prin rugăciunile voastre, îi puteți împuternici. Amin? Amin. Voi, prin rugăciunile voastre și prin iubirea voastră, îi veți putea face puternici. Eu cred în puterea rugăciunii. Câți de aici credeți în puterea rugăciunii? Câți de aici credeți că puteți să le transmiteți prin rugăciunile voastre o încurajare puternică pe care ei s-o simt acum în inimile lor? Câți credeți asta? Urmează un moment în care Mario va fi scos și adus înaintea voastră. Urmează un moment în care Mario va fi dus acolo, unde doar coaja va fi pusă. Da, Nina? Doar coaja va fi pusă. Nu uitați, ca miezul să înflorească, coaja trebuie să se desprindă. Coaja trebuie să se desprindă. Mario a înflorit mai devreme. Eu cred și nu spun doar de dragul vostru. Eu cred din toată inima că Dumnezeu, în acele zile de spitalizare, Dumnezeu a avut un plan cu Mario. Dumnezeu l-a curățit pe Mario. Dumnezeu, cred. Eram la spital acolo și mă rugam, era Nina pe partea cealaltă a patului, îi freca picioarele băiatului, era acolo Răzvan, se ruga împreună cu mine și eu am spus așa, eu am zis, eu cred că copilul ăsta este conștient și poate să se împace cu Mântuitorul lui, cu Creatorul lui. N-a plecat subit. Dumnezeu l-a mai ținut o vreme. Dumnezeu l-a mai ținut o vreme și nu cred că la voia întâmplării l-a mai ținut o vreme. Nu cred că la voia întâmplării. A venit marți seară și i-am încurajat pe părinți și le-a spus, a venit marți seară cineva la mine care nu-l cunoștea pe Mario. Și mi-a spus: Tony, am avut o viziune pentru Mario. Când ne rugam pentru el marți la seara de tineret, am văzut cum Hristos ținea sufletul lui Mario și îl legăna. Nu l-a cunoscut pe Mario, nu-l știa pe Mario, nu știa nimic despre Mario, dar mi-a zis așa, Dumnezeu are un plan cu Mario, îl ținea în mâna lui și îl legăna. Un om din Biserica Profides pe care o păstoresc. Eu cred din toată inima și încă o dată o spun, pocăința voastră, rugăciunile voastre,
rugăciunile surorii Salina au contat pentru Mariu. Și Dumnezeu nu ne-a făcut de ocară. Și tot cartierul de aici, Dumnezeu nu ne-a făcut de ocară. Amin? Dumnezeu l-a curățit pe Mario și l-a pregătit pentru eternitate. Aș vrea să facem un gest care este biblic. Este în Scripturi. Nu contează cine ești și ce ești. Aș vrea să întinzi ambele mâini spre familia asta. Te rog frumos, uite așa. Întinde ambele mâini pentru că e un gest biblic de binecuvântare. Se găsește în Biblie de multe ori. Întinde ambele mâini, și stânga, și dreapta, și dreapta, și stânga. Pentru că vreau să îi împuternicim pe oamenii ăștia pentru momentul care urmează. Și vreau să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, ne rugăm pentru mămica Nina. Te rugăm ca Tu să o întărești. Te rugăm ca Tu să-i mângâi inima. Te rugăm ca trauma să nu aibă loc în inima ei. Întărește-o pentru copilașii ei și pentru familia ei. Șterge-i lacrimile, Doamne. Și întărește-o. Îți mulțumim pentru ea, că ai făcut-o puternică. Doamne Iisuse Hristoase, vin înaintea Ta cu acești doi băieței, cu acești doi copilași. Cum vă cheamă? David. Andrei. David și Andrei. Apropiați-vă un pic capetele să vă prind pe amândoi. Doamne, vin cu David și Andrei înaintea Ta. Hai să spunem împreună. Doamne Iisuse, venim cu David și Andrei înaintea Ta. Întărește-i pe acești copii. Șterge-le lacrimile. Fii acolo cu ei când dorul pentru Mario îi va apăsa. Fii acolo cu ei, Dumnezeule, și ridică-le durerea. Protejează-i, Doamne Iisuse. Trimite îngerii Tăi să fie lângă ei și dă-le putere să fie copii buni, sfinți și curați înaintea Ta. Acum ne rugăm pentru Răzvan. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm pentru tata Răzvan. Mângâie inima. Fă-l preot în casa lui. Mă rog, Doamne Iisuse, ca după acest eveniment să-și strângă familia la rugăciune și să-i mângâie cu încurajări și cu rugăciuni puternice. Ține-l tare, Doamne! Ține-l puternic, Doamne! Și cred din toată inima că Tu vei fi cu el în orice clipă. Amin! Amin! Vă mulțumim, dragilor! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Închei și eu cu rugăciune. Și acum aș vrea să mă rog pentru voi. Ne-am rugat pentru familie, dar familia sunteți cu toții. Sunteți o familie, da sau nu? Noi avem o cântare și cred că o să și cântăm. După aia vom și cânta, că m-a rugat Răzvan, mi-a zis, Toni, cântă. Cântă și vom cânta împreună. Dar înainte de a cânta, aș vrea să facem o rugăciune și aș vrea să fac o rugăciune pentru voi, familia. Pentru că și voi veți plânge și voi veți fi și suntem cu toții îndurerați. Aș vrea să fac o rugăciune pentru voi. Lăsați-mă pe mine să mă rog pentru voi. Îmi dați voie? Da. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mă rog ca Tu să întărești fiecare inimă de aici. Mă rog ca fiecare persoană în parte să se împace cu Tine, să-și ceară iertare pentru păcate și să lupte să nu le mai facă. Mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, Tu să faci din oamenii aceștia care au cunoscut această tragedie, să faci oameni sfinți, curați și buni, care să aducă mângâiere și nu lacrimi și durere. Să aducă mângâiere și dragoste în societate. Șterge-le păcatele. Dacă există aici, Dumnezeule, bătăuși, oameni mânioși, oameni răi, oameni neiertători, schimbă-le inimile! Schimbă-le inimile, Dumnezeule! Nimeni de aici să nu mai dea un pumn sau o palmă, Dumnezeule!
Pentru că mâine s-ar putea să avem altă tragedie dacă vom face asta. Mă rog, Doamne Iisuse, dacă există oameni aici care ascund păcate grele și mari sau trăiesc în păcate mărunte pe care nu le văd ca păcate care duc la moarte, că și orice păcat duce la moarte, mă rog, cercetează-l prin Duhul Tău cel Sfânt și schimbă-i viața. De aici vreau să înceapă o relație cu Tine, Iisuse Hristos. Tinerii aceștia, copiii aceștia care L-au cunoscut pe Mario și au copilărit cu ei, cu El, mă rog să înceapă de azi înainte o relație cu Tine, Iisuse Hristos. Să-și plece genunchii la rugăciune când se trezesc și când se culcă. Să deschidă scripturile și să fie oameni buni. Mă rog pentru acești tineri, schimbă-le viețile și îți mulțumesc că îi transformi. Amin. Amin. Vreau să cântăm împreună, că se aude tare frumos. Am o cântare preferată. Lângă Domnul, veșnic voi rămâne. Puteți o căutați pe Google, cei care aveți telefoanele cu voi, și să scrieți, lângă Domnul, veșnic voi rămâne. Și să o cântăm împreună. Vă rog frumos, cei care aveți telefoane, cu mic, cu mare, este o cântare foarte simplă. Lângă Domnul veșnic voi rămâne. O să încerc să cânt, sunt un pic răgușit, dar o să mă ajutați și o să o cântăm împreună. Cu Iisus vreau să-mi continui calea, El să-mi fie-n veci nedespărțit. Numai El îmi poate stinge jalea, El mă poate face fericit. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Obosit când sunt, El mă odihnește, iar în lupta grea îmi este scut. La răspânti El mă sfătuiește și nevoi mi-e singurul avut. Și împreună, lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Din nou, lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Și împreună, vreau cu El să merg tot înainte și prin El să fiu oricând voios, împlinind cereștile-i cuvinte, să mă afle-n toate credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne,
lângă tine tare credincioși. Și împreună. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă, privește-vești stăpâne, lângă tine tare credincios. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Împreună! Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Ce minunat! Ce minunat! Familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e! Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Iisus din Galileea era printre noi. Iisus e aici. Iisus din Galileea era printre noi. Iisus, Iisus din Galileea era printre noi. Iisus e astăzi printre noi. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Spune-mi împreună, Iisus din Galilei. Cei ce credeți asta, spuneți-o. Iisus din Galileea e azi printre noi. Iisus din Galileea e azi printre noi. Iisus e astăzi printre noi. Lasă-l să te atingă. Lasă-l să te atingă. Lasă-l să te atingă. Lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l, lasă-l să te atingă. Lasă-l să te atingă. Lasă-l să te atingă, vei fi binecuvântat. Lacrimile de durere când se vor sfârși, o poporul meu, liber când vei fi. Lanțui sfărâmat să zbor ca un șoi m-aș vrea să ajung. Și cântăm împreună, inima! Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo-i țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo-i țara mea. Oare atâta zbucium trist când se va sfârși? Oare pentru noi dreptatea va înflori?
lanțul-i sfărâmat să zbor ca un șoi, m-aș vrea să ajung în țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo-i țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo-i țara mea. Oare, o Iisus fenor, când vei reveni, atunci fericiți cu toții noi vom fi. Lanțul-i sfărâmat să zbor ca un șoi, m-aș vrea să ajung. Și cântăm împreună. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo-i țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo-i țara mea. Acolo este țara noastră. Fratele meu scump și drag, părintele meu Iulian Chelu, păstorul care m-a crescut, Dumnezeu să-l binecuvinteze, aș dori să-l încurajați, să-l îmbărbătați, vă rog frumos, încurajați-l, are un cuvânt puternic, nu că n-ar fi curajos, ne-a învățat pe toți curajul, dar vreau să-l onorăm în ziua asta aici, știți de ce? Pentru că este părintele lui Răzvan, este părintele lui Samir, este părintele nostru, Dumnezeu să-l binecuvinteze, amin! Ne-a rugat să mai cântăm o cântare, haideți să cântăm o cântare pe care cred că o știți cu toții, pentru că vreau să cântăm Evanghelia are putere. Amin. Pentru că am predicat din Evanghelie și pentru că știm că conform acestei Evanghelii, așa cum a spus Apostolul Pavel, vom fi judecați cu toții și trebuie să o trăim. Și vreau să cântăm cu tărie, pentru că se știe această cântare. Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe vecii. Ne-a fost dăruită cu sânge sfințită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau hotar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Are. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Are. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Cine o împlinește, fericit trăiește tot mereu. Și în clipele grele îi dă mângâiere Dumnezeu. Ea ne este harul, ne alungă amarul și ne dă prin credință Domnul o viață veșnică în ceruri. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere, are. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Și o spunem încă o dată. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere, are. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Îndoliată adunare, dragi!